Rut, capitolul 1, de la versetul 15 la 22. Naomi a zis către Rut: iată cum nată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nată ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi, plăcută, este aceasta? Ea le-a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a prostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norul sa Rut, moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. La întrebarea dacă Naomi este vinovată, sigur, nu că am spun eu noi, dar o spune ea și ea recunoaște și recunoaște de pe poziția unei conștiințe înnoite, ea recunoaște că este vinovată. Deci, dacă ea recunoaște lucrul acesta și o recunoaște într-o vreme când relația ei cu Dumnezeu era evidentă, atât de evidentă încât este o putere atractivă pentru nororile ei, înseamnă că recunoașterea ei este adevărată. Când spun că recunoaște, mă refer la ceea ce ea spune: eu sunt în mai mare amărăciune decât voi, pentru că mâna Domnului a ieșit împotriva mea. Ele erau, nurorile ei, erau marcate, sigur, de suferința pierderii soților lor. Pierderea copiilor o suferea și Naomi, dar spre deosebire de nurorile ei, deci toate trei sufereau pierderi ale soților lor și ale copiilor lor. Dar ea recunoaște în plus că mâna Domnului a ieșit împotriva mea. Sigur că probabil că până când a trăit soțul ei, plecarea din Betleem era răspunderea lui. Ea trebuind să se supună, emigrările din țara promisă de Dumnezeu au fost adesea unele controlate și impuse de Dumnezeu, altele tot controlate și interzise de Dumnezeu. Cunoaștem și istoriile triste din viața patriarhilor lui Avraam și Isaac, care și-au părăsit locația în vremuri de foamete, de secetă. Iacov a plecat din Egipt, dar a plecat pentru că i-a spus Dumnezeu. El nu ar fi vrut să plece, deși era vreme de foamete. Nu ar fi vrut să-și părăsească țara, dar Dumnezeu i-a spus: nu te teme să cobori în Egipt. Sigur, Elimelec face ce se făcea și ce au făcut și înaintașii lui, ca în vreme de secetă și de foamete să părăsească țara fără să întrebe pe Dumnezeu, și asupra lor se exercită pedeapsa cârmuirii lui Dumnezeu. E luat ca atare pentru că ea însă își recunoaște. Ei n-au murit de moarte naturală, ei au murit de mâna Domnului. Este o altă femeie credincioasă, nobilă, din Sunem, care a răsit țara îndemnată de Dumnezeu. Nu știm exact dacă soțul ei mai trăia, dar oricum în căminul lor ea era, aș putea să spun, cea care prin fidelitatea ei îl înțelegea pe Dumnezeu. Ea a vorbit cu soțul ei să facă o cameră pentru omul lui Dumnezeu, pe care l-a recunoscut, știu că este omul lui Dumnezeu. Soțul ei a acceptat. Apoi omul lui Dumnezeu
I-a spus să plece, ea a plecat, ea n-a plecat. Doar așa, pentru că se pleacă când e greu. Este o tendință a oamenilor și așa, creștinătatea a plătit un greu tribut acestor practici să-și relocheze poziția în vremuri grele. N-au găsit lucruri mai bune. Fără Dumnezeu nu pot să găsești. Iosif a plecat, n-a plecat că a vrut, a plecat că a fost cârmuit de Dumnezeu. Aparent i-a fost mai greu, temporar, după aceea a fost binecuvântat, excepțional, ca și femeia din Sunem. Plecările după voia lui Dumnezeu sunt binecuvântate. Plecarea împotriva voiei lui Dumnezeu atrag cârmuirea lui Dumnezeu în lucrurile mari și în lucrurile mici. Drumurile alese de noi atrag consecințe. Dacă un fir de păr este în atenția lui Dumnezeu, cu atât mai mult să-ți alegi o poziție, un serviciu, o casă, o adresă, astea cântăresc. Dumnezeu ar vrea să le facem cu El. El știe rostul lucrurilor. Nu este plăcut ca ai lui să sufere. Nu este plăcut. Suferința o administrează doar ca o favoare, iar cei care trec prin favoarea suferinței cresc o mângâiere deosebită. Prin mângâierile cu care noi înșine suntem mângâiați, să putem mângâia pe cei care sunt încercați. Deci, ea este acum purtătoarea vinei, pentru că soțul ei nu mai era, ei revine și ea, conștientizată de Dumnezeu, înțelege lucrul acesta, mâna Domnului a ieșit în potriva mea. Vreau să spun despre Iosif, care, sigur, a mers cu Domnul, sau Domnul a mers cu el în Egipt, în toate împrejurările, că a pus nume fiilor care i s-au născut în Egipt și care au fost înfiați de patriarhul Iacov, intrând în ceata celor 12 patriarhi, că poartă nume semnificative care exprimă experiența lui și el spune: Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Naomi nu este roditoare în țara în care trește experiența întristării. Întristarea care vine de la Dumnezeu este roditoare. Întristarea este o întristare după voia lui Dumnezeu, care face bine. Este expresia cuvântului lui Dumnezeu. Este o întristare care este consecința căilor noastre. Nu ne face bine. Dimensiunea răului e greu de exprimat. Sub același aspect istoric și moral, aș putea să spun, și ca aplicație și pentru noi, este și faptul că trecând prin acest drum al întristării, lucrat de Dumnezeu împotriva ei, zdrobind-o pe ea, ea este făcută capabil, capabilizată, aș putea să spun, să nu înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă intervenția lui Dumnezeu în destinul ei, să înțeleagă că trebuie să se întoarcă și să trăiască o viață personală cu Dumnezeu, evidentă, reală, care devine atractivă, devine o mărturie puternică pentru nororile ei și mai cu deosebire pentru Rut. Aceasta este ceea ce am încercat să subliniez, că adevărata pocăință lucrată de Dumnezeu, pocăința dată de Dumnezeu, cum este expresia Scripturii, nu pocăința care zice m-am păcătuit, nu, ci pocăința care este dată de Dumnezeu, face această lucrare de schimbare de ființă. Este o altă femeie, întristată, zdrobită, nu smerită. Este umilită și trebuie deosebite aceste două lucruri. Suferința, întristarea ca urmare sau ca o consecință a unei opțiuni proprii, care este păcat. Umilești, nu smerești. Dar oricum, inima ei este zdrobită. Poate că se încadrează în ceea ce am putut vedea în Psalmul 51, un duh zdrobit, o inimă smerită, pe calea umilințelor. Finalitatea este aceeași. Dar în timp ce smerenia este o virtute, umilința este o experiență dureroasă. Smerenia este o virtute pentru că pentru cel care se smerește,
sub mâna lui Dumnezeu și în fața gloriei lui Dumnezeu, el trăiește lucrul acesta ca o satisfacție lăuntrică, autentică. Celălalt îl trăiește ca o pierdere a unor lucruri. Dar mă rog, finalitatea este un duh zdrobit și o inimă smerită care amândouă împreună fac posibilă o relație de viață cu Dumnezeu, cum am văzut și la David și este și situația ei. Sigur că ar fi preferabil să acceptăm, să învățăm smerenia decât să fim umiliți și zdrobiți. Asta e dureroasă. Învățarea smereniei este o plăcere. Umilința este durere. Sigur, ține de noi calea pe care ajungem. De cele mai multe ori îl determinăm pe Dumnezeu să ne umilească, să ne zdrobească. El ar vrea altfel. El poate. Cuvântul lui este viu, este lucrător. Dincolo de aceasta, sigur că strălucește aspectul profetic și poate că dacă este această carte care poartă numele unei femei și aș vrea să reamintesc că în tradiția iudaică era greu de acceptat lucrul acesta, ca o carte să poartă numele unei femei. Sunt totuși două cărți care poartă numele femei, Rut și Estera. Cu deosebirea că Rut este o păgână, ceea ce era mai mult în contradicție cu tradiția iudaică, dar sigur, n-avea niciun merit și tocmai pentru că n-avea niciun merit este învrednicită să intre în genealogia cristică, pentru că apare primele versete din Evanghelia după Matei. Domnul Iisus a născut din Boaz prin Rut, iar Rut, după ce a fost nora lui Naomi, a devenit nora lui Rahav, pentru că tatăl lui Boaz, Salmon, care era căpetenia seminției lui Iuda, s-a căsătorit cu Rahav, curva, cum spunem noi, mântuită. Și Rahav este trecută în aceeași genealogie, este mama ei, a lui Rut. Mama ei adoptivă, pentru că ea din nora lui Naomi devine nora lui Rahav. Nu știm dacă mai trăia pe vremea aceea. Cuvântul nu ne spune, dar genealogia spune explicit lucrul acesta. Salmon este tatăl lui Boaz, iar Boaz a fost născut din cuplul Salmon și Rahav. Iar bunicul lui David rezultă din cuplul Boaz și Rut. Sigur că aceste detalii sunt impresionante din perspectiva providenței lui Dumnezeu și acelei cârmuiri divine care poate să schimbe un drum rătăcitor atunci când lucrează într-un om într-un drum glorios